Simpozionul internațional de italienistică al Universității din Craiova a ajuns la cea de-a noua ediție. Se va desfășura în zilele de 15 și 16 septembrie. Evenimentul, intitulat De la cartea tipărită la internet, Metamorfoze ale cercetării lingvistice și literare italiene, este dedicat împlinirii a 70 de ani de la înființarea Universității din Craiova și celor 25 de ani de prezență a Societății Dante Alighieri la Craiova. De data aceasta, tema este De la cartea tipărită la internet, Metamorfoze ale cercetării lingvistice și literare italiene. Majoritatea lucrărilor și de limbă și de literatură sunt axate pe partea de internet, pe ultimele cercetări în domeniu. Vor fi prezenți 43 de invitați care vor susține lucrări pe patru secții, limbă, literatură didactică și literatură comparată. Pe lângă aceștia vor mai fi prezenți 10 doctoranți, pentru că, știți, în Occident sistemul este un număr de credite pentru participări ca auditor și după aceea se face un eseu care se punctează, bineînțeles, la simpozionele de specialitate. Și noi avem bucuria aceasta să ne numărăm printre simpozioanele de specialitate. Ca de obicei, simpozionul nostru se desfășoară sub egida Ambasadei Italiei, a Institutului Italian din București și a Societății Dante Alighieri din Roma. Anul acesta, pentru că se sărbătoresc cei 70 de ani de la înființarea universității, am avut onoarea să fim încadrați în acest program de manifestări dedicate universității și, prin urmare, avem o dublă dedicație la simpozion. Una este pentru cei 70 de ani ai universității, iar cealaltă pentru 25 de ani de prezență a Societății Dante Alighieri în Craiova. Pentru că Dante Alighieri este o societate, la fel ca Allianz Française, ca Institutul în German, și este prezentă în 500 de țări. De fapt, prima prezentare a simpozionului nostru a apărut săptămâna trecută în La Lettera de la Dante, este pe internet și avem comitetul științific și programul. Deschiderea festivă a simpozionului va avea loc vineri de la ora 9:30 în sala albastră a Universității din Craiova, în prezența directorului Institutului Italian de Cultură din București și atașat cultural al Ambasadei Italiei în România, Ezio Peraro.